puternici părinți profesori, onorată asistență, iubiți studenți, pentru că suntem în clipe de aleasă sărbătoare, am găsit de cuvință ca încă de la începutul programului liturgic, înainte de începerea Sfintei Liturghii, să conferim Ordinul Eparhial Episcop Roman Ciorogariu, acum la 100 de ani de la înființarea Academiei Teologice Ortodoxe din Oradea, preacucernicilor părinți decani ai Facultății de Teologie Ortodoxă, începând cu Părintele Dumitru Avrudan, căruia conferim ordinul și o să fie după aceea o delegație care va merge la Sibiu ca să-i mâneze ordinul, până la Părintele Decan în funcție, cu care o să și începem acum în mânarea distincției. Așadar, conferim ordinul Episcop Roman Ciorogariu pentru clerici, onoratului Părinte, conferențiar universitar doctor Viorel Cristian Popa, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, episcop doctor Vasile Coman din Oradea, în reședința noastră eparhială din Oradea, în anul Mântuirii 2023, luna ianuarie, ziua 30-a, la prăzbirea Sfinților Treiera. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Axios. Axios. Decan onorific al Facultății de Teologie Ortodoxă, Biscop Dr. Vasile Coman din Oradea, vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Profesorului universitar dr. Nicu Dumitrașcu, Teologie Ortodoxă din Oradea. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Oh,
parohial pentru părintele profesor universitar dr. Dumitru Abrudan. O să rugăm pe părintele decan ca să îl transmită împreună cu delegația de la facultate. Oh!
rugăm greșit ție, Doamne, la tine am scăpat în față, mă, să mă voia ta. Că tu ești Dumnezeul meu, la tine este izvorul vieții, într-o lumina ta vom vedea. Să-i lăi Domnului să ne rugăm.
strugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi din toate cazul mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce gândesc uscate ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robici, pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Și că bunăstările să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să mă țarnică înțelegerea și împreună viețuirea pașnică și să înceteze războiul, tulburarea și suferințele oamenilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, de strântorare, pe cei asupriți de năvălirea oștirilor, iar pe asupritori se întoarcă de la rău și se îndrepteze spre pace și dragoste, decât nimeni să nu piară, iar pacea să o sărășluiască spre pământ, spre bucuria bisericii și a poporului său, Domnului să ne rugăm. Doamne, acum și pururia și în fel.
și vecilor, amin. Binecuvintează sufletele al meu pe Domnul și toate cele din lăutrul meu. Amen.
ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Zice tot cuvântul tău.
acum și cururea și vecii vecilor. Amin. Amen.
și în vecii vecilor. Sfinte Dumnezeule,
și Duhului vostru preasfințite stăpâne. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Nu sunt graiule nici cuvinte ale căror glasuri să nu se audă. Să le sună. Din epistola către evreia Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm o minte. Fraților, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu. Priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credință. Iisus Hristos, ieri și astăzi și în veci este același. Nu vă lăsați furați de învățăturile străine, cele de multe feluri. Și bine este să vă întăriți prin har inima voastră, nu cu mâncăruri de la care n-au avut niciun folos cei ce-au umblat cu ele. Avem aretare de la care nu au drepturile să mănânce, să mănânce cei ce slujesc cortului. Într-adevăr, în trupul nedobitoacelor ale căror sânge i-a dus de Arhiereu, pentru împăcare în Sfânta Sfintelor sunt alese afară din tabără. Pentru aceeași Iisus, ca să sfințească poporul cu sângele său, a pătimit în afara poreții. Așadar, să ieșim la el afară din tabăre, luând asupra noastră o cala lui. Că nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie. Prin ele să aducem efluia lui Dumnezeu jertfă de laudă, adică roada buzelor care prea slăvesc numele lui. Iar facerea de bine și întrajutorarea nu le dați uitării, că astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu. Pace ție, sfințite, cititorule, și Duhului vostru preasfințite stăpâne. Aliluia! 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 Binecuvântați preasfințite stăpâne, pe bine vestitorul, Sfânt Preapostol și Evanghelist Matei. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Măritului, întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce bine vestești, cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul vostru în pace, preasfințite stăpâne. Să ne smetrec să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Domnului. Din Sfânta Evanghelie de la Matei. Mărire ție,
cetatea să se ascundă când stă deasupra muntelui. Nici oamenii nu aprind făclia ca să o pună sub obroc, ci în sfeșnic ca să lumineze tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pre Tatăl vostru cel din ceruri. Să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii, n-am venit să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun vouă, cât vor sta cerul și pământul, o iotă sau o cirtă nu va trece din lege, până ce nu se vor face toate. Deci cel care va strica una din aceste porunci foarte mici și va învăța așa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăția cerurilor. Iar cel care va face și va învăța, acela mare se va chema în împărăția cerurilor. Pace ție, binevestitorule, și Duhului vostru, preasfințite stăpânte. Doamne, miluiește, Doamne!
frații noștri, rămânați proioților, diacori, diacori, monași și monachii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Și pentru cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept măritori creștini care odihnesc aici și pretutindeni. Cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, închinitori și binefăcători acestui sfânt rocaș. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, pentru sănătate, ajutorul și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, sămenilor noștri, pentru aceea că de tine Dumnezeul nostru, cu inimă smerită, strigăm, contărește că o milostiv suferința aceasta, iar frica și ne-a cuprins să ne fie spre pocăință și de grab izbăvește pe toți de orice nedreptate, asuprire și prigoană, ca în pace să viețuim după voia ta. Ne rugăm ție celui grand spre ajutor și tare în apărare. Auzi-mă și ne miluiește. Doamne, care amenință pe poporul tău și vino de grabă și-l scoate din toată suprirea și umilirea. Oprește războiul nemicitor de vieți și de case, dăruiește pocăința supritorilor, mângâie pe cei cuprinși de durere, călăuzește pe cei pribeci și sădește pacea și binecuvântarea în inimile robilor tăi. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne,
cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se osănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Amen.
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Viața și odihna dormiților robilor tăi care s-au pomenit Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție mărire înălțăm împreună și cerului fără de început al tău, Părinte și Preasfântul. Viață Păcătorului Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericită adormire veșnic, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi ce s-au pomenit și lepsanor, Doamne, veșnică pomenire. Thank you.
voi pretoți drept monitorilor creștini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Alegeria voastră s-o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, Arhiepiscop și mitropolit, Laurențiu al Ardealului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu în cumpărăția sa. Amin. Poporul român cel binecredincios de aici și de pretutindeni, pe conducătorii țării, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe armată viitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în cumpărăția sa. Amin. Frații noștri, ierei, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și din cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Părinții profesori, pe întregul corp profesoral, pe toți studenții, elevii, masteranții, doctoranții care învață în toate școlile noastre teologice, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Cei ce au adus aceste cinstite daruri și cei pentru care au fost aduse, vii și adormiți pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea, în veci veci. Arhieria voastră s-o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericiți într-o adormire, patriarhii României, Miron, Codin, Justinian, Justin și Teofist, episcopii Oradei adormiți în Domnul, Roman, Nicolae, Valerian, Vasile și Ioan, și pe arhierei Vasile, Nicolae, Andrei și Emilian, cu tot neamul lor cel adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Fericiți și pururea pomeniți, ctitorii Sfântului locașului acestuia, Teodor și Marioara, cu tot neamul lor cel adormit, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, pe toți cei care au slujit și s-au închinat în sfânt locașul acesta, și pe toți părinții și frații noștri, dreptumăritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Fericiți într-o pomenire, costași, eroi și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe toate câmpurile de luptă, în închisori și în lagăre, în pribegii, în bejenii și în surghiunuri, pentru apărarea țării și a credinței străbune, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa.
și adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, maici, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie și dintr-o seminție cu noi, și pe toți părinții profesori și absolvenții Academiei și Facultății de Teologie Ortodoxe care s-au mutat la Domnul, și pe robii lui Dumnezeu, Maria, Petru Ștefan, Petru Silvia, Ștefan, Ana, Vasilie, Iliana, Mihai, Eva, Mihai, Maria, Vichentie, Țucurina, cu tot neamul lor cel adormit, Maria și Sanda, cu tot neamul lor cel adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în cupărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți binecinstitorilor creștini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească în cupărăția sa cea cerească totdeauna prin sigură. Preasfânta curată, prea binecuvântată,
slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și prunea Fecioară Maria, toți sfinții să o pomeni. Lord,
Sfântul Maria, 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 Sfântul Maria,
Vădătore, păzitora sufletelor și a trupurilor noastre de la Domnul să cer. Preasfinția voastră, preasfințite Părinte Episcop, preacucernice Părinte Decan, preacucernice Părinte Vicar,
preacuvioși părinți protopopi, preacuvioase și preacuceniși părinți, onorate autorități, cinstiți profesori, dragi colegi. Memoria liturgică a zilei de astăzi ne aduce spre frumoasa pomenire și cinstire trei bărbați curajoși, înțelepți și plini de Duh. Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu și Sfântul Ioan Gură de Aur, această minunată trăime de arhierei, slujitoare a trăimii cele mai presus de fire. Triada acestor ierarhi reprezintă o întreită sărbătoare prin frumusețea, bucuria și importanța ei. Viețile celor trei mari dascăli ai lumii convert prin minunata viețuire, prin profunzimea gândirii, dar și prin frumoasele gânduri pe care ei le-au așternut înscris pentru posteritate. Pe pământ ei au fost cu adevărat și rămân și în ceruri, lumini ce au strălucit cu mare intensitate din lumina lui Hristos, Cel care este lumina lumii și care îi face lumină pe toți cei care își iau crucea și îi urmează Lui. Aportul lor în viața bisericii este de o relevanță majoră, prin aceea că prin seriozitatea lor privind studiul și pastorația de care s-au învrednicit, au purtat lupte împotriva vrăjmașilor drepte credințe, mult aflate sub tunurile ereziilor. Educați din copilărie, în spiritul dragostei desăvârșite față de Dumnezeu și față de semeni, de către mamele lor evlavioase, Emilia, Nona și Antusa, fapt ce relevă înalta însemnătate pe care mama o are în familie, ei și-au desăvârșit ulterior studiile la mari școli ale epocii, sub măestria unor magiștri celebri. Toți trei au afirmat, parcă într-un gând, că educația își află împlinirea numai în spațiul eclezial. Lumea de astăzi, o lume în care civilizația și bunul simț dau semne de declin perpetu, în care virtualul a descins adânc în viețile și mințile tinerilor, nu este puțin lucru ca noi, studenți și elevi în ale teologiei taine, să fim chemați a fi viitoare făclii purtătoare de lumină și să strălucim, după cum Hristos Domnul o spune, înaintea oamenilor prin fapte bune, ca toți să-L preamărească pe Tatăl Cel Ceresc. Prin urmare, aflându-ne acum într-o biserică prea frumoasă, închinată în esență lui Dumnezeu și care este parte a Facultății de Teologie, laborator al științelor celor înalte, cred că este potrivit lucru a vorbi despre educație din punctul de vedere al celor trei mari ierarhi. Sfântul Grigorie Teologul, în panegiricul închinat prietenului său Vasile cel Mare, depune o mărturie ce are la bază considerentul că un bun creștin nu are cum să considere ignoranța drept o virtute. Citez. Socotesc că toți oamenii care au minte sunt de acord să recunoască în educație cel dintâi dintre bunurile pe care le avem. Nu este vorba numai despre educația cea bună, care este a noastră și care disprețuiește podoaba și vorba căutată, rămânând țintită numai spre mântuire și frumusețea gândurilor, ci și deopotrivă educația din afară, nu pe care cei mai mulți o privesc cu dezgust, socotind o capcană și primejdie și ceva ce îndepărtează pe Dumnezeu. Ei gândesc greșit. Tot așa cum cerul și pământul și aerul și toate de felul acesta nu pot fi disprețuite doar pentru că unii, înțelegând greșit, în loc să-L slăvească pe Dumnezeu, îi slăvesc creația. Și culegând dintre ele ce este de folos pentru viață și pentru bucurie, să fugim de ce este primejdios, fără să stârnim precum ce lipsiți de minte, creatura împotriva creatorului ei, ci luându-L din lucrări pe lucrător, și făcând, după cuvântul Dumnezeescului Apostol, ca orice gând să-i fie rob lui Hristos. Am încheiat citatul. Deopotrivă, era conștient că pentru a păstra o biserică în mod real unită și pregătită pentru a interveni în toate provocările societății, era nevoie mai întâi
de clerici educați, capabili să înțeleagă realitățile vremilor și să învețe poporul virtuțile creștine și, în al doilea rând, de o elită culturală înzestrată cu mult discernământ, care să identifice foarte clar importanța filozofiei și științelor din vremea respectivă și să le conducă pe acestea în direcția potrivită. Apoi, Sfântul Vasile cel Mare, cel puternic în fapt și în cuvânt, care nu s-a temut de mărturisirea fermă și neînduplecată a adevărului, oferă în omilia către tineri un ghid pentru lecturarea și însușirea literaturii laice. Citez. Vom primi însă acele scrieri ale lor în care au lăudat virtutea sau au osândit viciul. După cum celelalte ființe se bucură numai de mirosul sau de culoarea florilor, dar albinele pot lua din flori și mierea, tot așa și aici, oamenii care nu caută în astfel de scrieri numai plăcutul și frumosul, pot să scoată din ele un oarecare folos. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, el subliniază așișterea prietenului său Grigorie că doar printr-o pregătire minuțioasă, ce nu exclude pătrunderea în tărâmul literaturii universale, creștinul, îndeopște tânărul teolog, poate să fie atent la necesitățile reale ale celor din biserică, dar și ale celor din afară ei, deoarece Dumnezeu, în îndelunga sa răbdare pe tot, îi așteaptă la pocăință. Cu certitudine, Sfântul Ioan Gură de Aur este cel mai mare predicator al tuturor timpurilor, predicile sale fiind de actualitate și profunzime cu totul ieșite din comun. În materie de educație, el insistă pe educarea copiilor, căci în această perioadă a vieții se pun bazele viitorului adult. Grija părinților trebuie să se îndrepte spre învățătura Domnului, care reprezintă adevărata bogăție a omului și nu spre averile trecătoare pe care molia și rugina le strică și unde furii le sapă și le fură. După cum scrie în Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 9. Pentru biserica dintotdeauna, Sfinții Trei Ierarhi întruchipează idealul slujirii creștine a omului, îndreptându-și voința spre cugetarea la dumnezeirea aceasta transcendentă, plin de sentimentul iubirii pentru cei din jurul lor, ei și-au desăvârșit chipul divin și prin slujirea aproapelui. Prasnicul de astăzi reprezintă și o sărbătoare a școlilor și facultăților de teologie ortodoxă de pretutindeni. Din anul 1936, Sfinții Trei Ierarhi, fiind numiți patroni spirituali ai acestor instituții, iar în România acest fapt este consacrat începând cu anul 1949 la inițiativa vrednicului de pomenire Patriarh al României, Justinian Marina. Motivul rezidă în aceea că ei, în viața lor, au asociat mereu cele două dimensiuni, școala și biserica. Este bine cunoscut faptul că în anii de studenție petrecuți la Atena, Sfinții Grigorie și Vasile au cunoscut doar drumurile de acasă spre biserică și spre școală. Prăznuirea celor trei ca patron ai școlilor de teologie este ilustrativă, în sensul în care aici se oglindește și scopul educației teologice pe care o dobândesc cei ce se pregătesc pentru vocația preoțească. Școala și biserica trebuie să devină nota călăuzitoare pentru orice viitor al bisericii. În eparhia Oradiei, cu atât mai mult este un moment de bucurie, cu cât în acest an se împlinesc 100 de ani de la începutul educației teologice pe meleagurile din aceste părți. Înființarea Academiei Teologice Ortodoxe din Oradea în anul 1923, prin eforturile chiriarhului locului din acele timpuri, episcopul ctitor Roman Ciorogariu, a reprezentat încununarea eforturilor Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania în general și din Bihor în special de a păstra identitatea națională prin învățământul în limba maternă și de a înființa instituții școlare care să contribuie
la ridicarea nivelului de cultură al românilor. Arhiereul cu dreapta frântă, Roman al Oradiei, considera că, citez, biserica și școala sunt cei doi luminători mari, stăpânitori ai sufletului omenesc. Această legătură strânsă între biserică și școala românească a existat din trecut și ea trebuie să dăinuiască cu trăinicie și de aici înainte spre binele și norocul poporului român. Am încheiat citatul. Memoriul înaintat în ziua de 22 noiembrie 1922 de către Episcopia Oradiei spre Ministerul Cultelor sublinia motivele pentru înființarea Academiei, dintre care amintesc atragerea mai multor tineri către teologie și statornicia acestora în parohiile din județul Bihor, existența la Oradea a multor confesiuni, dintre care romano-catolicii și greco-catolicii, ce aveau deja școlile lor teologice eparhiale, precum și dreptul și datoria fiecărui episcop de a-și pregăti clericii în școli teologice. Imobilul Academiei Teologice situate pe Bulevardul Republicii a fost donat de guvern în anul 1924. Primul rector al Academiei, dr. Aurelian Magier, afirma atunci, citez, cea dintâi școală teologică după înfăptuirea idealului național se deschide azi în Oradea Mare. Dovadă că aici se resimte mai tare lipsa ei, căci nu ajunge să sporim producțiunea solului, să sporim armata, să dezvoltăm comerțul și industria. Fericirea țării reclamă ceva, școli teologice bune, care să crească îndrumătorii sufletești ai poporului după cerințe de vremii. Am încheiat citatul. Între profesorii ce s-au îngrijit de formarea viitorilor preoți ai acelui răstimp, menționăm pe Andrei Macieru, primul rector și arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei, cu titlul Crișanul, devenit apoi episcop al Aradului, preotul Ștefan Munteanu, Vasile Lăzărescu, viitor episcop al Caransebeșului și mitropolita Timișoara, Zaharia Moga, Isidor Todoran, Dumitru Belu, Nicolae Firu, Ștefan Lupșa, Eugen Speranția, Sofron Vlad, Cornel Civulescu, arhidiaconul Teodor Savu, cel care, alături de alți profesori, avea să reaprindă candela învățământului teologic bihorean în 1991. Chiar dacă din pricina vicisitudinilor vremurilor de după al doilea război mondial, Academia Teologică Orădeană a trebuit să-și întrerupă activitatea, acest an 1991 a însemnat pentru istoria instituției în care ne aflăm o renaștere a ei sub forma Facultății de Teologie Episcop Dr. Vasile Coman. Astăzi își continuă activitatea de stoinic sub purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, și sub coordonarea Preacucenicului Părinte Decan Viorel Popa împreună cu ceilalți părinți profesori, respectiv doamne și domn profesori, facultatea reprezentând pentru urbia de pe malurile Crișului Repede un adevărat bastion de apărare și cultivare a adevărului de credință și a vieții în Hristos. Așadar, dragi colegi, precum cei trei dascăli au îmbisericit odinioară filosofia și termenii grecești, cred că nouă cei de astăzi ne rămâne să dedicăm atenție sporită la formarea noastră teologic-educativă, dar și la mersul societății pe care trebuie să-l cunoaștem, fără a ne lăsa înviați de viciile acesteia, să încercăm, după cum am mai spus și în introducerea cuvântului meu, să fim făclii purtătoare de lumină, să ne vrincească Dumnezeu și pe noi să ajungem la dobândirea virtuților alese de care s-au bucurat Sfinții Trei Ierarhi prin mila sa, prin mijlocirea Sfinților Ierarhi și prin efortul nostru. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Cu credință și cu dragoste apropiați-vă. Bine este cuvântat, ce vine într-un lume de Domnului, Dumnezeu.
Sfântule Preacuratule, nemuritoarele cerește de viață păcătoare, păcătoare lui Hristos, taine cu fredicie, să mulțumim Domnului. Doamne, miluie! Pace lumii dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țărimase și întregului tău popor. Că toată dară cea bună și tot darul de săvârșit de sus, Dumnezeu se pomorându-se la tine, Părintele Luminilor. Și ție mărire și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Eu sunt oaia cea pierdută.
viața cea neîmbătrânitoare și bunurea veșnică sfinților, aceluia cu din adinsul mucenicilor, vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegare dragorilor. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi între tările tale. Cea strântă și cu chinuri, toți care viață, crucea că jugul ați luat și mie ați luat cu credință, veniți de luați darurile pe care le-am pregătit vouă și cu lunile cele. Bine ești cuvânta, Doamne, învață-ne pre noi între tări. Măcar deși pot rănile păcatelor, miluiește zidirea ta, stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta, și moștenirea cea dorită dăruiește-mi, făcându-mă pe mine iarăși cetățean al raiului. Bine ești cuvânta, Doamne, învață-ne pe noi în rănile tale. Dintr-o neființă mai zidit și cu chipul tău cel dumnezeiesc mai cinstit. Iar pentru călcarea poruncii iarăși mai întors în pământ din care ne-am fost luat. La cel după asemănare ridică-mă cu frumusețea cea dintâi iarăși împodobindu-mă. Ești cuvântă, Doamne, învață-ne pe noi între tările tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robii tăi și așează în rai, unde cetele sfinților, Doamne, și dreptii ca luminători strălucesc pe adormiți. Născătoare de Dumnezeu, una curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule. Slavă ție,
credincioșilor tăi bunule. Și ne-ai întărit pe noi, pe piatră, mărturisitoare. Marea vieții văzându-ne, înălțându-se de viforul isfite, dor, la limanul tău cel lin alergând, strig către tine. Scoate din stricăciune viața mea, mult milostivă. Cu sfinții odihnește-i, Hristoase, sufletele adormiților, robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, și cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi, pământenii din pământ, suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare, cântare, aliluia, aliluia, aliluia. Cu sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților, robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, și viață fără de sfârșit. Prescătoare de Dumnezeu și Maica Luminii, Dumnezeu cinstit-o, s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, pe care levărindu-l cu oștile cerești, pe tine te fericit. Domnul să ne Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea Ta cea de-a treia zi, cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și a dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat și tot așa, să fie dezlegate și în cer câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ai învrednicit și pe noi, smeriții și nevrednicii Tăi rogi, să fim moștenitori a aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău, însuți prea bunule împărate, prin noi, smeriții și nevrednicii Tăi slujitori, iartă robilor Tăi, Teoctist Patriarhul, Vasile Mitropolitul, Arhierei, Andrei, Nicolae, Roman, Valerian, Vasile, Ioan, Laurențiu Arhimandritul, preoții Ștefan, Iacob, Sofron, Ștefan, Zaharia, Cornel, Damaschin, Mihai, Petre, Ioan, Dumitru, Dumitru, Izidor, Gheorghe, Aurel, Arhidiaconii Teodor și Constantin, diaconii Nicolae și Pavel și robilor tăi, Eugeniu, Liviu, Ioan, Nicolae, Liviu, Teodor și Marioara, Barbu cu tot neamul lor cel adormit, Maria, Petru Ștefan, Petru Silvia, Ștefan, Ana, Ana, Ghiță, Elena, Dorin, Ioan, Nicolae, Teodor, Silvia, Doina,
Aurel, Iliana, cu tot neamul lor cel adormit, Vasalie, Iliana, Mihai, Eva, Mihai, Maria, Vicentie, Țuculina, cu tot neamul lor cel adormit, Virgil și Sandica, cu tot neamul lor cel adormit, Maria, Gheorghe, Maria, Ioan, Florita, cu tot neamul lor cel adormit, Sanda, Lidia, Ioan, Ioan, cu tot neamul lor cel adormit, orice au greșit ca niște oameni în această viață și le iartă lor toate câte au păcătuit cu vorba, cu fapta sau cu gândul, desfăcându-i și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la hiereu, sau de la preot, sau de la altcineva, au suferit o alunecare ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate ca sufletele lor să se așeze cu sfinții, care din veac au bineplăcuție, iar trupurile să se dea firii cele zidite de bine, că binecuvântat și preamărit ești în vecii vecilor. Amin. Fie în numele Domnului binecuvântat, de acum și până Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit și a celor împreună cu Dânsul, Sfinții Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei și Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Ierarh Ipolit, Papa Romei, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfântului Cruvios, Teodor, Studitul, Ocrotitorul Ceasului Sfânt Locaș, ale Sfinților Drept și Dumnezeu și Părinților Chipciana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne iubească și să ne mântuiască pe noi ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni. Amin. Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amen.
Amin. Preasfinția voastră, preasfințite Părinte Episcop Sofronie, Preacucernice Părinte Vicar, Eparhial și Director al Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu, Preonorați Părinți Protoierei, Preacuvioase Părinte Protosinghel, Preacucernici Părinți Decani Onorari, Preacucernice Părinte Inspector ISJ Bihor, Preacucernici Părinți Profesori Colegi de la cele două instituții de învățământ teologic-ortodox din Oradea, Facultate și Liceu, domnilor și doamnelor profesoare, dragi elevi și studenți, dragi oaspeți, am trăit astăzi clipe de înaltă bucurie duhovnicească, clipe pline de emoție, acestea datorate, în primul rând, prezenței în mijlocul nostru a preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei, cel sub a cărei oblăduire își desfășoară facultatea, activitatea aici în universitate. A fost bucurie mare pentru că nu se poate să nu fie așa când arhiereul este în mijlocul comunității. Știm cu toții că acolo unde este episcopul, acolo este și biserica. Apoi, emoție a fost pentru că, deși în fiecare an, în această zi calendaristică, teologia ortodoxă își prăznuiește ocrotitorii spirituali, astăzi n-a fost la fel ca altădată. A fost ceva în plus. Și asta se datorează faptului că bucuria și emoțiile noastre au fost amplificate de sărbătoarea pe care Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman o prăznuiește anul acesta. Este vorba de centenarul Teologiei Ortodoxe Academice din Oradea. Se împlinesc 100 de ani de la înființarea Academiei de Teologie Ortodoxă din Oradea, prin titorul ei, Episcopul Roman Ciorogariu. Nu o să vorbesc aici despre centenar, pentru că voi încerca să fac o scurtă retrospectivă asupra celor 100 de ani de la începutul învățământului teologic în Aula Magna a Universității din Oradea. Însă vreau să evoc aici un moment și o personalitate. Pentru că l-ați auzit pe preasfinția sa rostind numele rectorului Teodor Maghiar, ctitor al acestui sfânt locaș. Și să știți cu toții că, așa cum se spunea în apostolul de astăzi, trebuie să luăm aminte la mai marii noștri. Să privim cum și-au încheiat viața și să le urmăm credința. Am avut aici un om de suflet, imediat după evenimentele din 1989, care, de la înființarea universității, imediat s-a gândit cum poate să organizeze aici învățământ teologic universitar. Și-a organizat. Dar nu ne-a lăsat de izbeliște, ci iată că în campusul universitar din Oradea există două biserici ortodoxe, cred că suntem unici în România, cu siguranță. Este posibil să trecem dincolo de granițe și poate în lume. Încă n-am cercetat lucrul acesta, dar nu știu ca într-un campus universitar să existe două biserici ortodoxe. Capela aceasta, așa cum stă scris în Hrisov, a fost sfințită în 26 mai anul 2002. Iată, sunt 21 de ani de atunci. A fost sfințită capela aceasta de vrednicul de pomenire, prefericitul patriarh Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un numeros sobor de ierarhi, dintre care a făcut parte atunci și preasfințitul părinte episcop Sofronie, atunci episcop al Episcopiei Române Ortodoxe din Ungaria. Patina timpului a trecut peste această capelă și știm că toată clădirea aceasta a intrat în restructurare și renovare în urmă cu 2 ani și se punea problema schimbării de pildă a geamurilor. Și atunci am venit aici cu echipa de proiect
și nu am fost de acord, pentru că geamurile acestea cu vitralii au o valoare intrinsecă, au o valoare comemorativă și știu cât suflet a pus primul decan al acestei facultăți, părintele profesor universitar dr. Dumitru Abrudan, ca să aducă de la Iași aceste vitralii. Și au rămas aici. Însă în timpul renovării, capela noastră a suferit multe stricăciuni, încât nu m-am gândit că atât de repede Dumnezeu ne va ajuta să o aducem în această formă, în strălucirea ei veche, de dinainte de a fi folosită vreodată. Muncitorii care au lucrat pe aici au folosit pervazul geamurilor pe post de rampă să ajungă pe acoperișul exterior. Așa încât pervazul a fost distrus. Iconostasul acesta nu mai avea nicio strălucire. Și atunci m-am hotărât și cu un grup inimos de studenți, cărora le mulțumesc, și cu un părinte care se pricepe la pictură bisericească, absolvent al facultății noastre, am refăcut biserica și ea arată astăzi atât de frumos încât am putut să ne bucurăm cu toții de frumusețea ei, însă podoaba ei cea mai de seamă astăzi am fost noi toți. În frunte cu preasfințitul Părinte Sofronie. M-au dat lacrimile la un moment dat, pentru că n-am mai văzut de mult această capelă atât de plină, chiar neîncăpătoare, pentru că unii au stat și afară. Se datorează lucrul acesta faptului că am prăznuit împreună ocrotitorii spirituali ai învățământului teologic ortodox din întreaga lume. Și am venit la oaltă astăzi Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman și Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogan. Așa cum sub protia preasfinției voastre am simțit astăzi bucuria și mângâierea Duhului Sfânt, de aceea vă mulțumim și vă urăm ani mulți cu sănătate într-o arhieria lui Hristos, să slujiți cu vrednicie Biserica Neamului Românesc și pe noi să ne ocrotiți cu o ocrotire părintească și să aveți față de noi, teologii, aceeași purtare de grijă. Vă mulțumim, Preasfinția voastră. Să ne trăiți într-un mult și fericiți ani. O să vă spun acum programul. O să coborâm cu toții la Aula Magna a Universității, unde se desfășoară a doua parte a manifestării noastre de astăzi. Pentru cei care sunteți străini în universitate, la ieșire, coborâm scările pur și simplu la parter. Și acolo încercăm să dăm, desigur, și o notă academică evenimentului nostru de astăzi. Să rog, dragi.